Cel mai mare porc din România este vedeta unei ferme din Prahova. Îl cheamă Jardel, după numele unui celebru fotbalist brazilian și a ajuns să cântărească în 2 ani 600 de kilograme. Proprietarul lui nu vrea să-l sacrifice, dar nu exclude varianta să-l vândă. Pentru că avea o talie sportivă când a ajuns la ferma din Prahova, porcul a fost botezat Jardel, după cunoscutul fotbalist brazilian. Proprietarul nici nu bănuia că porcul se va îngrășa văzând cu ochii. În 2 ani a ajuns să măsoare 2 metri lungime și 600 de kilograme. Stăpânului Jardel vine în fiecare dimineață la țarcul animalului cu o găleată de aproximativ 4 kilograme cu mălai furajer. Este rația lui zilnică pe care însă nu întotdeauna o consumă. În plus, cură cu ouă pentru întărirea oaselor. Proprietarul fermei, Dan Praf, l-a transformat pe Jardel într-un personaj viral pe rețelele de socializare, pentru că acesta pune constant filme cu el. Nici nu se gândește să-l sacrifice pentru că toată familia s-a atașat de el. Întrebat dacă ar vinde porcul, proprietarul aruncă un preț care să-i țină la distanță pe cumpărători. 20.000 de lei, relatează Observator News.ro.